Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi vreau să vă iau cu mine, fraților, într-o intervenție. Nu știu dacă mai știți voi cei care mă urmăriți, am făcut un vlog cu un om mai în vârstă, când i-am înscris mașina. Și acest om m-a sunat astăzi dimineață că cineva i-a spart mașina, i-a dat cu ciocanul faruri, i-a zgâriat-o, i-a dat în capotă, nu știu. Mergem acum să vedem ce s-a întâmplat. Și a zis să mă duc acolo, să sună la poliție, să vină poliția să vadă, să caute pe camere, că mai sunt camere pe acolo, de filmat, și să vadă dacă găsește inculpații. Și mergem acolo să vedem ce i-a făcut la mașină, da? La acel Golf 4 pe care l-a cumpărat de la Cox. Hai să vedem și noi, sunt curios și eu ce i-a făcut la mașină și de ce. Care e motivul? Pentru că ați văzut și voi, un om simplu. Om, cine știe ce să facă rău cuiva. Cine știe ce a fost acolo. Mergem să vedem, sunăm poliția, să vină poliția, să vedem ce zic și ei și dacă îi găsim pe inculpați, da? Stați aici. Unde i-a dat? Aici i-a dat? Da, i-a dat, uite aici, uite. Auzi, scot bateria. Aici. Da. Asta, aici, aici, vezi? Și acolo e zgârietul, uite. Și aici. Nu, e zgâriat! Ia uite aici mâna așa de... Ia uite aici mâna... Uite cum a pus mâna pe ea. Da. Chemată poliția, mă, nu! Chemată poliția, nu! Acum te vine! Acum trebuie să vină poliția! Da, și aici... Nu am suspect, bă, nu, nu, aia nu! Aia te duc de acolo, ale, asta, astea toate trei! Se vede că-i bătut ciocan aici! Ia uite! E ciocan, bă! Ești? Ia uite-o! Ia uite, ești? Ia uite-o! Da. Cum dacă, eu te-am șters eu cu ulei, de ulei, eu te, că a fost de ulei, toate așa le las. Și în partea aia acolo, zgâriat. Aici e, uite, e julită, e animat. Nu, acolo așa au fost, da. Așa aici așa? Da, așa au fost, așa au fost, da. Aici, uite. Uite mâna cum ședi. Da, da, da. O vrut să spargă. Vrut să vâri mâna. Sunt camere pe aici, mă, se va. Uite, camere acolo. Camera și e de acolo, dar nu întru, ies camera, lucrează la dânsa. Care? Care de mașină. Nu, nu, nu. Nu, dar trebuie să vii purtate, oricum ei vede. Și o bărâniesc pe ăștia. Da? Să vii să facă anchetă. Fază... Da, nu... Chemă-i acu, îi chem. Acum mai sună, îi sună. Acu, îi sună acu să vină încoa. Ui, bușată! De ciocan! De ciocan bătut. Uite și aici, uite, se vede cum au fost cu ulei. Iote! O bătut prost ca să scot capota. Sări lacul. Da, iote aici, iote, se vede. Uite, uite cum am șters-o eu, uite, se vede. Eu am șters-o. Te-ai mai uitat așa pe la ea? Da, m-am uitat mereu, mă, la ea. Mereu. Aici? Nu, e cheile, la mașină nu ai nicăieri. Băga mi-a la nația lui. Român, purcat. Bine, că nu știe acum ce. Nu știi cine, dar oricum o să vadă poliția pe cameră. Nu-l vreau decât în cătușe îl vreau. O fac eu înapoi, pui lacul înapoi, dar îl vreau în cătușe. Să iei în cătușe, fut-o la ungură să-l fută, așa trebuie la huligani. În cătușe. Cane. Uite, se vede. Da, nu zici că e de vrabie? Nu! Asta nu poți spune că e de vrabie. Hai că s-a zis poliția, pentru că spune o vrabie. Ce vrabie, mă? Nu, vrabie, vrabie. Nu știu ce vorbește, eu spune, mă, de o dracu, o tai pe vrabie, putu-i vrabie, alu Dumnezeu, mami, acolo, tai pe vrabie, putu-i mama. Bă, ceva și cu grătare. Păi, da, dă-o, mă, 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 ce dracu? I-am atat și-o tine, dă-o dracu! Tu mi-l spui mie că... Nu, da, aici nu, pot, de la ulei ăla, de la... Nu, dă-te cu șocanul în p*** ăla de pe ulei! Înțelegi? Aici? Și în partea încerca să spargă, dă-o în p*** ăla mea! Livelul acela, când a fost prin dimineața, a fost să forțeze ușa. Da, da, da. Păi dacă spărgea ușa, dacă rupea ușa aceea, s-o veni, băi, să mă vede ăla, mă vede la lantă. Da, sunt oameni aici, nu chiar nu-i nimica. Da. O vede cineva.
Aha. Înțelegi? Tu da, oricum mai parchează altul mașina, nu? Lasă, oricum vede, știi? Mai parchează altul mașina și oricum se uite la ele. Ăla de acolo, știi ce spune? Nu, nu forța că... Aude prr, 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 știi? S-aude. Afel o forța unul pe ea. Vrabia? Da, vrabia. Vrabia cu două pțori baga mea, f***a lor. Că s-o mă înțeam, mă, știi? Dar n-am, n-avea cum, să-mi da, pui, să-mi spui. Da, eu acum n-am ce să zic aia. Când am auzit pe țigare că îmi place roțile. Tot, 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 a, a zis că îi plac roțile? Mhm. Uite, dracu, mi-a lăsat și mașina pe butuș. A, trebuie să pe cameră, că dacă nu, poate că te găsești fără... O găsești fără roț. Fără roț. Ia, ce zic că e, mă? Mă, mă, ascultă-mă, ăștia sunt stare în durcii. Da. Dar n-are asetus american aici. A, da. Dar luau și eu, mă. Dar și totul, aici, ok, trebuie să... Da, e bine, e bine, ai gretat. Aproape, dar mai trebuie luat singătură. Singătură, da. Singătură, la vamă, trebuie să-i dau. Da, trebuie să-i dau. Da, trebuie să-i dau. La vechimea asta, trebuie să-i dau. Când mă uitam. Dar ai trecut, mă, de a, are benzină, are trecut de jumătate. Lasă așa și mergem și luăm cameră, îi punem camere și gata, vezi cine umblă la mașină, cine este. Întrebarea trebuie, de asta pentru ce? Pentru reglată? Da, luminile. Îi dai să bată mai sus, mai jos, uh-huh. Dai la 3, la 3, la maxim. Și aici e la bord, uh-huh. Bate cât mai tare și cât mai încet, aici e la maxim. Se bate și bate setate bine. Pula, nu, nu poți să scoate mie ca asta noi. Eu nu, că nu, bă, nu fac mod în papă. Da. Am pățit ăla, dar nu mă luat de prost. Da, ei, asta este, na, s-a întâmplat. Nu, dar asta, da, asta este lovitură. Da. Asta e lovitură, se cunoaște, sigur că e lovitură. Ăștia e negru. Da. Ești? Da. Și acolo a fost, cum a zis, cum a fost să bagi, a fost, cred că, livierul. Să bagi livierul, să se chiduși. Da, să for, s-o forțezi. Da, da, da. Înțelegi? Da, acum pune în cameră și de acum, na, cine mai umblă, îl vezi, îl vezi și aia e. Că n-ai voie să pui, dar pun fotoi Cristosul, mame, lui, că îi pui, da. Îi pui și în trafic, e bună camera aceea. E bun și în trafic, da, dacă da, intru cineva în tine. Da, i-ai pus camera și du-te, dracu, cum adică? Da. E bun în trafic. Da, 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 e pui bun. Cameră, mă, mâine, mă, vii și mergem cu un cameră, mă. Da, da, da. A, asta e, da. Bine, că n-a, bine că n-a fost mai rău. Ai... Nu, cum mai rău, dar totuși bun că eu o luat așa în considerare, o dispoziție. Da, da, da. Înțeleg, dar la fel o spăgea toată în seara asta. Tu ascult, că eu nu da, a fost poliție. Omule, ascult-mă puțin, eu dorm. Da. Da, eu mă duc de la ora 1 noapte la, la Batur, scăp la ora 2, la 2 azi. Eu boseală. Eu boseală. Eu boseală, măi, omule. Da. Și să tai cu cuțitul mână, să tai, să tai, să dăi, 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 dăi. Din multe ori merge banda de zis când sare carnea pe sus. De aia ți-am să știți, poate că eu găsesc un depus de ceva când ne vine. Da, 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 nu e problemă. Știi? Și să... Dar nu. Și am revenit. Am plecat de aici, de la om. Ați văzut și voi situația. Am uitat să filmez când a venit poliția, dar a venit. Poliția n-a avut ce face pentru că ați văzut și voi, nu era nimic grav, adică un pic sărit lacul avea mașina, n-avea mari chestii. Na, spuneți și voi părerea voastră, eu nu zic nimic. Poliția a spus că poate să pună și o vrabie să-și facă treaba și după aia se exfoliază mașina lacul, e mașină veche și poate să fie și chestia asta. Și n-are ce să facă, dacă era ceva lovit, nu știu, parte geamurile, faruri, stopuri, nu știu, ceva, purate jantele. Dacă era o treabă de genul, putea să ia atitudine poliția, dar așa, pentru chestia aia, na, n-a putut să facă nimic, a plecat. A venit, s-a uitat, a spus și a plecat. Așa că, cam asta a fost. Voi ce părere aveți? Haideți acasă. Am fost Cristi Panainte Borș, până data viitoare, fraților, vă salut și multă baftă tuturor! Mare respect, pa!